specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bună seara, bună ziua, bine v-am regăsit pe aceeași frecvență. Da, nu știu de ce am impresia că s-a scurs o zi întreagă. De fapt, au trecut săptămâni, Cătălin Striblea, de când avem un guvern și e o surpriză să ai un anunț în mijlocul zilei. L-avem în câteva ore, uite să vede. Tribuna de la care domnul președinte va anunța această alianță care i-a umplut de deznădejde pe ascultătorii României în direct, pe cea mai mare parte dintre ei. Dar să știi că am plecat și cu concluzia, zice unul la final, Ciprian, unul dintre ascultători, că, domnule, se vor întâmpla și lucruri bune. Iar unul dintre aceste lucruri bune este că vom vedea adevărul, adică dacă PSD și PNL sunt același lucru. Păi nu l-am mai văzut adevărul ăsta, Cătălin Striblea? Da, au trecut ani de zile de atunci, și 7. Și credem că lucrurile s-au schimbat în mai rău, nu? Nu știu. Vrem să vedem cum este adevărul mai crud decât ăla pe care l-am trăit. Că penelești, că face mai prost politică decât acum 7-8 ani, da, asta se poate vedea. Uite, ca să-i punem la curent pe ascultătorii Europa FM cu felul în care s-au împărțit, de exemplu, ministerele între PNL, PSD și UDMR, socialdemocrații și-au adjudecat cele mai multe și cele mai importante ministere ale noului guvern. Finanțele, transporturile, munca, sănătatea, apărarea, agricultura și economia. Liberalii au pierdut un minister și au portofolii precum justiția, internele, educația, energia, externele, fondurile europene, digitalizarea și turismul. Iar UDMR își păstrează cele trei ministere deținute anterior, dezvoltarea, mediul și sportul. Peste asta urmează să guverneze împreună PNL, PSD și UDMR. Președintele Klaus Iohannis iese, acum ar trebui, la ora 14. Deja este ușor în întârziere, să anunțe numele premierului. Da, e de aproape de neînțeles negocierea pe care au purtat-o liberalii. E foarte greu să explici, sau ca unul dintre ei să explice cum s-a ajuns la această chestiune, de la vioara întâi în guvernul cu USR la partidul care... Da. Da, care a fost gândirea, care a fost strategia. Exact, strategia. Care au fost obiectivele. Da. Mă ierți, cred că am rostit niște cuvinte care nu și-au rostul în această conversație. Și un partid care într-o degringoladă în momentul acesta, pentru că, în mod evident, nu au răspunsurile necesare, dar au apărut și chestiuni destul de complicate între ei. Știți deja mesajul Ralucai Turcan, care circulă în mediile de informare și era adresat pe, mă rog, grupul de WhatsApp al conducerii partidului, domnului Câțu, referitor la banii de pensii, la modul în care exercită conducerea partidului și alte lucruri de genul acesta, da? Și asta arată că nici președintele partidului nu are o soartă foarte bună sau foarte lungă în această funcție. Da, uite, hai să ne uităm, Cătălin, la ce declara Florin Câțu astăzi la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, în ce cheie prezenta el ceea ce urmează să ni se întâmple, adică un guvern cu PSD, PNL și UDMR. Voi mă interesa modul în care această coaliție va funcționa și mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară, economica financiară a României va fi pusă în pericol. Acesta vreau să-i asigur pe români că această coaliție este o coaliție pe care o facem, este un compromis pe care o facem în acest moment, dar nu este necondiționată. Principiile liberale vom lupta în continuare pentru ele. Cătălin, tu poți să explici cum va face domnul Câțu asta? Cum va monitoriza el modul în care această coaliție va funcționa? Și cum se va asigura că interesele românilor nu vor fi puse sub semnul întrebării? Și din ce postură va face asta de președinte al PNL? Nu știu, nu-mi dau seama. Adică el este garantul, arbitrul acestei chestiuni. Sigur că vor exista discuții între PNL și PSD. Dar domnul Cățu n-a reușit lucrul ăsta până momentul ăsta. Deci nu e foarte clar. Adică
va spune după fiecare ședință a coaliției că lucrurile merg prost sau că anumite lucruri merg prost? Și dacă nu merg prost, ce va putea să facă? Adică exact ce pârghii are la îndemână, realmente. Nu putem să înghițim asta da. Nemestecat. La capătul unor discuții cu PSD, din care iată cât de ciufulit a ieșit PNL-ul. A apărut președintele Iohannis, imediat o să-l și ascultăm, să spunem că este alături de Nicolae Ciucă, ceea ce nu mai lasă loc niciunei dileme. Da. Este a doua oră. S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă aici de față pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere. Domnule prim-ministru desemnat, vă doresc mult succes și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlamentul României, astfel încât să putem să realizăm un guvern care să asigure stabilitatea țării. Practic, cetățenii români așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia COVID-19, criza energetică, și de asemenea să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementarea PNRR și este cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiții solide și foarte bine aplicate în România, precum și un program de măsuri sociale, astfel încât să poată să fie acoperite toate problemele create de situația de criză în care ne găsim. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca, începând de joi, să putem să ne apucăm serios de treabă la nivelul echipei guvernamentale. Vă doresc mult succes! Vă mulțumesc! Mulțumesc! La revedere! Președintele Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă, pentru a doua oară desemnat premier, la exact o lună, mă uitam, Cătălin. Ce da. S-a schimbat? S-a schimbat că domnul Ciucă era vizibil emoționat, cred. La radio, evident, nu se vede, dar noi am văzut pe imaginile transmisiunii în direct. Era transpirat complet, cum se spune pe românește, curgeau apele pe el. Bănuiesc că de emoție, nu? Sau bănuiesc că și el își dă seama în ce moment... Sau de ridicol, poate. Da, s-ar putea să fie un om care nu e obișnuit să facă tot ce fac în mod obișnuit politicienii. Haideți să vedem la ce să ne așteptăm și cum să citim, Cătălin, în ce cheie ceea ce urmează să se întâmple. În direct la Europa FM, gazetarul și editorialistul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua, doamne Iacovescu! Cum vedeți funcționând acest guvern pentru România?
Bine. În ce fel? Păi, are toate motivele. Bine, întrebarea care vine după acest cuvânt rostit de mine este: bine pentru cine? Bine pentru ei, pentru cei care constituie această coaliție. Și în primul rând pentru PSD și PNL. Este o corcitură care are șanse mult mai mari de supraviețuire decât precedenta. Cu precedenta PNL-USR. Pentru că PNL-ul, mai mult decât are acum, nu poate să pretindă. Asta este valoarea lui ca partid și asta a fost dintotdeauna. E maximum ce are în clipa de față, a avut mai puțin decât atât și niciodată nu a condus de unul singur. PNL-ul nu poate să conducă de unul singur sau să fie lider într-o coaliție. E incapabil de așa ceva și atunci asta este formula cea mai potrivită prin care poate să se mențină la putere. Are ministerele respective, are premierul, deci va sta în această poziție bine mersi. PSD, pe de altă parte, acum vrea acces la bani și are Ministerul de Finanțe. În clipa de față are ministere puternice, o distribuție bună pentru ei și în ultima instanță va veni și momentul în care vor avea premierul peste un an și jumătate. S-a aprobat rotativa, s-a semnat, că eu n-am auzit. Dar rotativa există. Nu avem un... Mă iertați, nu prea au bine, domnul Striblea. Rotativa există la nivel declarativ, nu există o ceremonie a semnării. Am înțeles, deci dar s-a făcut o înțelegere, da, în acest există. Sens. Ea a fost menționată de președintele Iohannis? Nu. Bun, este o înțelegere care, după părerea mea, poate să funcționeze, așa cum a funcționat, de pildă, rotativa conservatori liberali sub Carol I. Da? Deci se știa foarte bine, exista o periodicitate în care, acolo, mă rog, se schimba tot guvernul. Aici se schimbă premierul și ministrul de finanțe, posturi cheie. Da? Deci poate să funcționeze această combinație, acum poate să funcționeze ani mulți, dincolo de alegerile din 2024, după părerea mea. Doar dacă ea se va strica, doar dacă PSD-ul va dori la un moment dat, va considera că e prea slab PNL-ul și va dori să guverneze singur sau cu un partid mult mai mic, în combinație, cum a făcut-o din 2016. Spuneați că PNL a demonstrat că nu poate guverna prin forțe proprii. Ce îi lipsește? Lipsește, în primul rând, anvergura. Sau, ca să nu folosesc astfel de cuvinte, îi lipsește avengura PNL-ului. Nu are avengură politică, doctrinară, e un partid de teșghetari. Așa cum am spus, nu face altceva decât să se tocmească pentru posturi, pentru influență, pentru bani. Și asta face de 30 de ani. Uitându-vă la ce s-a întâmplat, da, vă rog. Și nu poți să fii un partid conducător, un partid cu adevărat puternic, trebuie să aibă o structură doctrinară, o coloană vertebrală, politică, doctrinară, pe care PNL-ul nu o are. Dar cine este PNL-ul, domnule Popescu? Bună întrebare. Cine este PNL-ul? Excelentă întrebare, da. Cine este PNL-ul? PNL-ul este un partid fake, un partid inventat după 1990, din amintirile și tradiția partidului interbelic, mă rog, și din secolul XIX, fără tangență, așa cum s-a întâmplat cu multe lucruri, nu?
De pildă cu ziarele care s-au numit Adevărul, de pildă care avea, scânteia s-a numit Adevărul după 1990, dar n-avea nicio treabă cu Adevărul interbelic. Deci atunci s-au inventat multe lucruri cu referire la trecut, între care și PNL. PNL nu a fost niciodată un partid de opoziție autentică la stânga fesenistă, pesedistă, urmașii PCR. Niciodată. Dimpotrivă, a stat acolo ca un tampon, ca o pseudo-opoziție, împiedicând să se formeze o opoziție autentică și am folosit un verb, îl folosesc din nou, s-a cotârcit cu PSD în diversele lui forme, de câte ori a avut ocazia. Astăzi la România... Acesta este PNL, asta este... Deci PNL este un partid pseudo-liberal. P vine de la pseudo în PLL, pseudo-național-liberal. Astăzi la România în direct am întrebat pe ascultători care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla odată cu constituirea acestei coaliții de guvernare și venirea ei la putere. Ce credeți? Păi, cel mai rău lucru este că nu trebuie să ne mai așteptăm la niciun fel de reforme reale de care România are nevoie și de care a tot făcut vorbire domnul Iohannis de-a lungul vremii. Nu se va face nicio reformă în combinația asta. Ambele partide au o componentă comună conservatoare, atât pe PSD cât și PNL. Deci vor menține statul quo, va rezista această combinație și o să încerce să ofere cât de cât o linie de supraviețuire și populației cu ce mai rămâne. Bani au în momentul ăsta de la PNRR. Singura problemă este să nu se încaiere pe bani prea tare. Dacă reușesc să se tocmească bine mersi acolo, această combinație va funcționa, dar practic vom intra într-o perioadă de stagnare. România va intra într-o perioadă de stagnare acum, care își va arăta consecințele pe termen mediu și lung. Cristian Tudor Popescu, vă mulțumim pentru intervenția în direct. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, reacție la cald după ce Nicolae Ciuc a fost desemnat pentru a doua oară prim-ministru, dar într-un cu totul alt context de această dată. Două vorbești despre viitorul premier, cred că nu avem niciun dubiu aici. Este născut în 1967, este absolvent de școală militară la Sibiu și a urmat cursurile în altele studii militare ale Academiei. În 2003 a obținut titlul de doctor în științe militare, a urmat o serie de cursuri militare în Statele Unite. Timp de un an, între 96 și 97, a fost ofițer de stat major în cadrul Forței de Intervenții ONU în Angola, după care s-a făcut remarcat ca comandant al batalionului de infanterie, cunoscut sub numele de Scorpionii Roșii, cu care România a participat la operațiuni în Afganistan și Irak. Este unul dintre puținii generali români care a condus o misiune de luptă în Irak în 2004, o luptă peste podul Eufrat. Ăsta e CV-ul lui. Activitatea politică este de 2 ani de când a devenit, sau de un an, de când a devenit senator PNL. Este cunoscut ca un om foarte apreciat de președintele Iohannis. Cam aici suntem. Nicolae Ciucă astăzi spunea că speră ca, începând de joi chiar, acest guvern pe care o să-l conducă să înceapă să-și facă treaba și a identificat ca priorități pe cele mai evidente dintre ele, da? Pandemia, criza energetică și folosirea banilor din PNRR. Acum se tot rulează nume de miniștri, nume pe care le-am auzit pe unele dintre ele de foarte multe ori în ultimii ani, altele complet noi și ne îngrijorează în egală măsură și asta, dar le vom afla când devin certe
de la știrile Europa FM. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la această ediție specială. Acest subiect va fi discutat și la România în direct, probabil că de mai multe ori în cursul acestei săptămâni. Rămânem pe aceeași frecvență. Zi frumoasă tuturor! Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.